Cred că am comoție cerebrală. Scuzați, nu v-am observat. Eram prea concentrat în telefon. Oh, amețesc. Eu locuiesc în apropiere. Mergem la mine acasă. Ba nu, soția dumneavoastră ce o să zică? Soția mea nu vă zice nimic. Ea e plecată. În așa caz, nu pot merge. Nu e frumos ca o domnișoară să meargă acasă la un domn căsătorit. Nu vă faceți griji. Sunt divorțat. Îmi pare rău. Acasă mă așteaptă copiii. Bine, o să accept invitația. Simt că amețesc. Dar cum vă numiți? Eva. Dar eu Alexandru. Ce nume frumos. Ia, dă-te-mi. Bună, Ioana. Bună ziua. Aceasta e soția dumneavoastră? Nu, aceasta e menajera. Mă simt prost. Ioana, adă fugă un pahar cu apă. Bine, domnule. Se cheamă ambulanța. Nu trebuie. Simt că un pahar cu apă mă va ajuta. Mulțumesc, Ioana. Cu mare drag. Deja e mult mai bine. Mă grăbeam la o întâlnire. Nu vă supărați dacă vă las un pic. Ioana va avea grijă. Da, Ioana? Da, domnule. Nicio problemă. În caz de ceva, mă suni. Bine? Da. Revin în câteva ore. Mai bine plec și eu. Oh, capul! Nu, nu! Eu vă interzic! Da, mai bine rămân. Ioana, ești foarte drăguță. Eu vă las. Dacă ceva, mă chemați. Bine. Alo? Da? N-o să mă crezi. Mă simt minunat. Sunt acasă la el. O să te sun un pic mai târziu cu mai multe detalii. Pa! Ea nu a murit. Bună ziua! Voi cine sunteți? Eu sunt Sofia. Eu sunt Sara. Voi sunteți fetele despre care vorbea domnul. Care domn? Tata! Da, tatăl vostru. Sunteți foarte drăguțe. Exact cum povestea el. Mulțumesc! El a zis că sunteți foarte prietenoase. Cum ai ajuns aici și ce ai la cap? Ne-am ciocnit întâmplător cu tatăl vostru. Și de ce ești aici? Unde e tatăl nostru? Sofia, nu este frumos să vorbești așa. Dar ce am zis? Sunt aici deoarece mă simt foarte rău după lovitură. Și de ce tata nu te-a dus la spital? Noi cu ce te putem ajuta? Sofia, nu fi obraznică! Domnul Alexandru a considerat că așa va fi mai bine. Fetelor, lăsați domnișoara în liniște! Ea și așa se simte rău! Mulțumesc, Ioana!
frumusețe. Mulțumesc. Cred că ar fi bine să plec. Sofia e supărată pe mine. Nu vă supărați. Ea e geloasă. Îl iubește foarte mult pe tata. Am înțeles. E normal. El e drăguț. Da. Dar nu vă las să plecați. Domnul se va supăra. Bine. Ce tata a adus-o? Doar ne-a auzit, ea s-a ciocnit cu tata. Și mie îmi place de ea, ea este drăguță. Dar mie nu. Ție nici de Ioana nu ți-a plăcut, dar acum ești prietenă cu ea. E adevărat, dar de ea nu-mi place. Ce căutați aici? Văd că v-ați împrietenit. Da. De mult n-am văzut-o pe Sara zâmbind. Poate te însori cu Elena și v-ați zâmbi mai des. Ce? Sofia, e doar o glumă. Glumă? Dar eu nu glumesc. Tata, tu ce zici? Lăsăm glumele. Cum vă simțiți? Mulțumesc. Mult mai bine. E timpul să plec. Papa, domnul Alexandru. Papa, Sara. Papa, Sofia. Papa, Ioana. Pa. Mulțumesc. Ema, te invit mâine să iei prânzul cu noi. Ce? Bine. Dacă așa insistați. I don't wanna see if it isn't me. Oops, I need. De unde ai luat asta? Ai văzut fața lui cum se împește când o vede pe ea? Alo? Da. Totul a ieșit după plan. L-am pândit, ne-am ciocnit, am petrecut toată ziua în casa lui.
însă am o piedică. Fata lui mai mare. Nu mă place. Dar găsesc eu o soluție. Cum să mă împrietenesc cu ea? Oricum, după nuntă, ambele o să plece la orfelinat. Azi e ziua mea norocoasă. Azi viața mea se va schimba spre bine. Nu voi mai fi săracă. Sara, ce faci? Pregătesc cadou pentru Emma. Nu pot să cred că ești atât de naivă. Bună, Ioana! Bună, Sofia! De ce ești supărată? Din cauza ei! Sara te-a supărat! Ba nu! Emma e problema! O, problema Emma rimează! Dar e adevărat! Degeaba vă faceți griji! Tatăl dumneavoastră a chemat-o în semn de scuză pentru ziua de ieri! Doar atât! Ba nu! Ea are intenții mult mai serioase și tata se uită la ea de parcă e vrăjit! Credeți că domnul Alexandru o simpatizează? Ioana, tu ești oarbă și nu vezi singură! Vezi? Până te gândești, Emma îți va fura mirele! La ce vă referiți? Crezi că nu am observat că îți place de tata? Ba nu! Nu e adevărat! Apropo, mie îmi place de tine. Nu înțeleg! La ce vă referiți? El niciodată nu se va uita la una ca mine! Dar e adevărat, nu e așa? Se observă atât de mult? Doar tata ne observă! Bărbații parcă sunt orbi! Vrei să-ți dau un sfat? Sfat? Trebuie să-i zici lui tata ce simți pentru el. Cum? Simplu, el trebuie să afle. O să încerc. Foarte bine. Hai, hai, mă îndrăzneți. Bună, Ioana! S-a întâmplat ceva? Da. Spune. Domnul Alexandru, ceva foarte important. Numai nu zic că iar ai decis să pleci. Nu ne poți lăsa. Nu despre asta am vrut să vă zic. Dar chiar sunt atât de importantă pentru voi? Sigur. Ce ne facem noi fără tine? Domnul Alexandru, eu... Ce? Eu pe dumneavoastră? Hai odată! Ce? Am vrut să vă întreb ce să gătesc la prânz? Ioana, tu te pricepi mai bine. Orice ai face, e gustos. Bine, am înțeles. Scuzați. Bravo, Ioana. Nu am putut. Nu am avut curajul. Bine că Emma are curaj. Scuzați.
Bună, Ioana! Bună, domnișoara Ema! Salut, Ema! Bună! Fetelor, v-am adus niște cadouri! Și eu ți-am pregătit un cadou! Vai, ce frumos! Acesta e pentru tine? Și acesta este pentru tine, Sofia. Poftim! Dar pentru mine? Pentru dumneavoastră? Glumesc! Să trecem la masă! Luați loc! Mulțumesc! Așteptăm pe cineva? Da, e bunica! Eu am invitat-o! Bună ziua, doamnă! Bună! Poftă mare la toți! Salut! Mă bucur să vă văd! Și eu mă bucur, Alex! Salut, bunii! Bună, dragile bunicii! Luați loc, noi de bine ne-am așezat. Mă scuzați? Bunică, poftim cu noi la masă. Dar, domnișoara, cine e? Ea e Ema, despre care ți-am vorbit. Bună, Ema. Nu e nevoie să te ridici în picioare ca să mă saluți. Bună, doamnă. Aveți un fiu foarte curajos. Mulțumesc, dragă. Nu te chinui. Nu mie trebuie să-mi placă de tine. Nu înțeleg. La ce vă referiți? Eu zic că fiul dumneavoastră este un om foarte bun. Da, știu. Eu sunt soacra lui. Și te văd de la o poștă ce reprezinți. Grijă ce faci! Ia seama să nu răcești, dragă! Eu vă las! Bune, mai rămâi! O să intru mâine pe la voi! Ioana, mergi să mă petreci! Da, doamnă! Ioana, ai grijă de nepoatele mele și fii atentă cu domnișoara aceasta. Nu-mi place de ea. Bine, doamnă. Plecați deja? Da, Alex. Eram în apropiere și am intrat să-mi văd nepoatele. Mâine o să trec pe la voi. Văd că tu nu pierzi timpul. Ați înțeles totul greșit. Fii atent ce faci. Poftă mare! Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumesc, Ioana! Totul a fost foarte gustos! Mulțumesc, domnișoară! Ema, tu o să mai vii pe la noi! Da, Ema, noi te așteptăm! Vino când dorești! Mulțumesc! O să vin, Sara! Sara!
seara să mergi la plimbare cu noi. Sara, am planificat să mergem în tren. Eu, tu și tata. E mai sigur e ocupată. Ba nu, eu nu sunt ocupată. Dacă nu sunteți contra, pot merge cu voi. Suntem contra! Sofia, nu fi obraznică. Ema, noi te invităm cu mare drag. În așa caz, eu nu merg. Sofia, nu e frumos. Nu e frumos ceea ce faci tu. Întoarce-te. Ba nu! Fetița e cam răsfățată. Ai dreptate. Cum am putut eu să o aleagă pe ea? Ba nu, ales-o. Dar cum se numește asta? Eu rămân acasă, dar ea merge la plimbare. Păi, e doar o plimbare și atât. Mai mult, nu vor fi motive pentru care ea să se întâlnească cu tatăl dumneavoastră. Sper să ai dreptate, urăsc! Domnul Alexandru nu a putut refuza și eu îl înțeleg. Dar eu nu! Nu e treaba mea, dar cred că ar fi bine să vă cereți scuze. Tata, scuză-mă, nu am avut dreptate. Ar fi bine să-și ceri scuze de la Ema? Nu vreau! Sofia? Ema, scuze. Sigur! Cred că trebuie să plec. Papa, Sara! La revedere! La revedere. Îmi cer scuze! Alo? Ce? Cum? Ne alungă? Și eu nu am unde trăi, unde să dorm. S-a întâmplat ceva? Am rămas fără gazdă și nu am unde dormi. Poți să stai la noi. Ce? O, mulțumesc! E doar pentru câteva zile până îmi găsesc gazdă. Stai cât ai nevoie, nu-ți fă griji. Nu pot să cred, nu poate sta la noi, sunt hotele pentru asta. Sofia, nu fi egoistă, Ema rămâne la noi și punct. Ura! Mulțumesc. Alo, da, poți să trimiți un taxi cu valizele mele? Totul a ieșit după plan, eu rămân.
să întârziați la școală. S-a întâmplat ceva? De ce a plecat Ioana? A zis că s-a îmbolnăvit bunica. Care bunică? Prima dată aud. Așa mi-a zis. A promis că se va întoarce. Și cine o să aibă grijă de noi? Ema a promis să ne ajute, cât lipsește Ioana. Ema. Promite că peste o săptămână o să întorci pe Ioana. E așa și mi-a promis? Simt eu că este ceva la mijloc. Sunteți gata de școală? Mergem! Eu mă bucur că Ema va sta la noi. Dar eu nu! Pa! Fetelor, succes la școală! Mulțumesc, Ema! Și mă cere în căsătorie. Astăzi trebuie să pregătesc ceva special. Știi că calea spre inima unui bărbat trece prin stomac. Trebuie să gătesc ceva gustos. Nu pot să gătesc, dar lasă că găsesc eu vreo soluție. Da, am găsit limba comună cu fetele, sigur. Nu mă știi pe mine? Vedem ce se ascunde în odaia domnului Alexandru. Din start! Bingo! Să măsurăm. Oare a cui sunt? Sau poate o să fie ai mei? S-a întâmplat ceva? Au plecat la școală fără teme. E vina mea, mă simt vinovată. Trebuia eu să monitorizez. Mă iertați. E vina lor, ele deja sunt mari. Nu am putut noi ambele să uităm caietele. Vă promit că de azi eu o să vă ajut cu temele și să strângeți ghiozdanele. O, mulțumesc, Ema! Ce m-aș face eu fără tine? Și eu îți mulțumesc! Mulțumesc! Mă bucur că ne-am împăcat! Ema, dar tu ce faci? Eu fac curățenie. Nu trebuie, fetele o să facă. Ba nu, eu trăiesc la voi și mă simt incomod. Vreau să vă ajut prin casă. Cu ce pot? Fetelor,
ce zice să mă ajutați astăzi să pregătim pizza? Nu vrem, avem multe teme. Fetelor, voi iar începeți. Cât m-am gândit. Crede-mă, ea ne-a ascuns caietele. Eu credeam că ea este bună. Acum mă crezi că ea este rea? Da, te cred. Acum și tata trebuie să afle cine este ea. Dar cum? Trebuie să mergem în adaia ei și să găsim niște dovezi care să o convingă. Dar dacă ne va prinde? Eu sper să nu ne prindă. Ce, monștilor micuți, vă gândiți cum să mă dați afară? Noi am vrut să vedem ce lucruri frumoase ai. Da? Și părul tot a fost frumos. Și tu ce ai făcut cu el? Eu n-am făcut nimic. Ieșiți! Chiar mă bucur că ați fost pe aici. Intrați! Emma, pot să vorbesc cu tine? De ce ai procedat așa? Cum așa? De ce ne-ai scos căietele din ghiozdane? Am crezut că ești bună! Sara, cum ai putut să crezi că eu am făcut-o? Nu aș fi în stare să fac așa ceva! Aș face-o! Cu mare drag aș fi făcut Sofiei, dar ție nu! Eu știu cât de mult tu ții la mine! Și eu așa am crezut! Înțelegi? Poate Sofia a făcut asta și a dat vina pe mine, ca noi cu tine să ne certăm, pentru că ea ne invidiază. Uite ce relații bune avem noi! Sofia, să știi, sunt supărată pe tine. De ce? Emma mi-a zis tot adevărul. Iar încep cu Emma. Ea mi-a zis că tu ai scos caietele din ghiozdan. Și tu o crezi? Da, Emma e bună, dar tu ești rea. Eu m-am supărat pe tine. Cred că cea mai gustoasă cafea. Mulțumesc! Cu mare drag! Oh, Sofia! Să te ajut cu ceva! Mulțumesc, Emma! Ești foarte grijulie! Tata, poți să ne ajuți cu temele? Sofia, fii mai atentă! Cred că întâmplător a ieșit. Da? Da. A, scuzați. Emma, totul e bine? Da. Copii, ce să zici? Copii.
Lasă că te răsplătesc eu, fetițo. Albă. Știu că astăzi ați fost în odaia mea, poate cumva întâmplător. Ce? Sofia, ce ați făcut în odaia Ienei? Oh, nu, m-ați înțeles greșit. Eu nu sunt supărată că ați umblat în lucrurile mele, dar pur și simplu nu pot găsi bluza. Poate știți întâmplător, ați văzut-o. Voi ați umblat în lucrurile Ienei? Tata, scuză! Nu le certați! Nu e nevoie, nu pentru asta am venit! O, îmi pare că e bluza mea! E a mea! E bluza mea! O, cât de mult mă bucur că s-a găsit! Cât de rușine-mi este! Ema, te rog, de azi să fii mai dură cu ele. Dacă ziceți bine, să mă ocup eu de educația lor. Asta e pentru părul meu. Eu merg să gătesc pizza. Cine vrea să mă ajute? Sara, eu cred că noi o putem ajuta. Ce grețos! Alo? Da? Da, dragă, gătesc pizza pentru prima dată! Da. Un pic de piper,
zahăr și un pic de sare. Bravo, fetelor! Mulțumesc pentru ajutor! Ce m-aș face eu fără voi? Noi te ajutăm! Da, eu văd și vă mulțumesc foarte mult! Alo? Da? Mi-a deschis, mulțumesc! Chiar v-ați gândit că o să gătesc? Nu am făcut-o niciodată! Merg să deschid ușa curierului! Fetelor, fuguța, luați loc la masă! Și o să zici că ai gătit tu? Dar ce propui? Să povestesc cum voi două m-ați ajutat? Am gătit eu? Și să scăpăm de dovezi! Ce miros! E foarte fierbinte! Sper să vă placă! Ștergeți de făină! Păi dacă am gătit, apropo, fetele! Și ele m-au ajutat! Da, fetelor? Da! Cât de mult mă bucur că vă împăcați! Am uitat farfuriile! Poftim! Poftă mare! Poftim! Poftă mare la toți! Ce gustoasă! Sper Ema în fiecare zi să ne gătească pizza. Numai cu ajutorul vostru, fetelor! De parcă e de la beserie. Într-adevăr, mi-a reușit de minune data aceasta. Noapte bună, fetelor! Noapte bună, Ema! Noapte bună, domnul Alexandru! Domnul Alexandru, mulțumesc! Bună ziua, bună seara! Noaptea când ea va adormi, o să mergem la ea în odaie. O să căutăm dovezi care îl vor convinge pe tata că Ema nu de ceea ce pare. Sara, e timpul.
ce să nu e părul ei. Cred că e ajung dobezi. Hai să plecăm. Îmi imaginez fața ei când nu va găsi coada. Eu sunt Emma. Noapte bună la toți. Îți imaginezi fața ei când se va trezi. Fetelor, haideți să mergem repede, să nu întârziem. Cred că e obosită. Să o lăsăm să doarmă. Ba nu, tata! Merg și verifică. Poate se simte rău. Zici tu? Poate aveți dreptate. Merg eu. Oare ce față va avea când o va vedea fără păr? Cred că se va îndrăgosti. Cine e acolo? Sigur că fetele au făcut-o. Sunt eu, Alexandru. O clipă! Intrați! Emma, s-a întâmplat ceva? Te simți rău? Mă doare capul. Cred că sunt consecințele după lovitura aceea când ne-am ciocnit. Poate să chemăm un medic? Nu e nevoie. Mă fac bine până diseară. Mă bucur că fetele țin la tine. Ele au insistat să intru să văd ce faci. Oh, cât de mult mă bucur că ele mă iubesc și țin la mine. Mă gândesc că poate mă doare capul. Fetele ieri au fost un pic gălăgioase, dar eu nu sunt deprinsă cu copiii și cu gălăgia. Poate și asta e o consecință. Bine, o să vorbesc cu ele. Pa, fă-te bine! Au insistat să intre să mă vadă. Sigur, au vrut să mă vadă cum arăt. Lăsați că vă arăt eu vouă, fetelor. Ce? Cum se simte? Ai văzut-o? Beata, se simte foarte rău. Îmi pare foarte rău. Fetelor, mă gândesc să vă trimit la bunica. Ce? Doar pe câteva zile. Emma are nevoie de liniște. Fetelor, haideți să mergem că o să întârziem. Sigur că au ascuns părul undeva în odaie. Ele sunt mai șmechere decât m-am gândit. Nu-i nimic. În schimb, am să
de ele pe câteva zile și nu mă vor încurca să-mi realizez planul. Oare ce să inventez? Data trecută comanda la port mi-a venit abia peste o săptămână. Nu pot aștepta o săptămână. M-am legat la cap în timp ce făceam curățenie în casă. Alo! Doamna Angela! Ați zis că la ora 9 o să fiți prezentă și eu nu vă văd! Troleibuzul, da! Ați putut lua și un taxi cu salariul pe care vi-l achit. Intrați! Scuzați! Troleibuzul a întârziat și eu m-am reținut! Doamna Angela, știți că nu-mi place când cineva întârzie! Lucrați de mai mulți ani la mine și ați făcut curățenie nu doar într-o singură casă! Știți că timpul meu e prețios! M-ați făcut să aștept! Aveți doar 2 ore pentru a face curățenie în toată casa! Și spălați vesela! Mulțumesc, domnișoara Emma, pentru lucru! Emma, salut! Te simți mai bine? O, nu! Mă doare capul! Vedeți, l-am legat! Așa parcă mă simt un pic mai ușor! Mm-hmm. Știm noi de ce l-ai legat! Mă bucur că sunteți vesele! Cred că a trecut bine ziua de azi! Emma, cum tu cu dureri de cap faci curățenie? Într-adevăr, mi-a fost foarte greu să fac curățenie în toată casa, dar nu puteam lăsa așa cum este. Totuși, trăiesc la voi.
Mai mult să nu o faci, nu ești menajeră. Așa sunt eu. Îmi place curățenia. Intrați! Fetelor, îmi cer scuze pentru deranj. Nu vreți să-mi întoarceți nimic? Tu despre ce vorbești? Despre asta? Da, o să-i zic tatălui vostru că din nou ați fost în odaia mea. Și ce o să-i zici? Că ți-am furat părul? Dacă nu vreți ca el să afle, atunci trebuie să mi-l întoarceți. Bine, bine. Și apucați-vă de curățenie. Știți că de mâine plecați la bunica și trebuie să lăsați odaia curată. Nu! Fetelor, voi doar știți că eu mă ocup de educația voastră. Și ce? Faceți curățenie, deoarece o să-i arăt domnului Alexandru ceea ce ați desenat. Și eu am desenat. Acum și-o arăt. Asta, că doar nu m-am desenat eu singură pe mine și am scris Emma. Bine, am înțeles. Mă bucur că ne-am înțeles. Părul meu. În sfârșit. Vai, fetelor, faceți curățenie? Da, Emma ne-a zis. Cât de bravă e Emma! Dacă suntem bravo, atunci poate nu ne duci la bunica? Bine, o să mă gândesc. Ura! Cum să nu plece? Emma, ce s-a întâmplat? Fete, așa mă văd! Nu pot să cred! Mâine plecați la bunica! Fetelor, sunteți gata? Da. Vă simțiți rău? Da, ne simțim rău după pizza de ieri. Atunci cred că trebuie să rămâneți acasă. Trebuie să mă gândesc bine, bine. Hai, Emma, gândește-te. Ele trebuie să plece azi de acasă. Fetelor, sunteți gata? S-a întâmplat ceva? Ele se simt rău. Da, ne doare burta. Am zis să rămână acasă. Vai, nu
Trebuie dusă la urgență! Nu trebuie! Da, eu cred că Emma are dreptate. Cred că trebuie făcute analize, investigații, poate niște injecții. Simt că mi se face mai bine. Eu înțeleg că ele sunt speriate, dar trebuie duse. Acum poate fi mai bine, peste o oră poate fi mult mai grav. Ai perfectă dreptate. Oh, ce bine că valizele sunt strânse. Nu o să pierdem timpul. Cred că trebuie să mergem cât mai repede. Nu vă fie frică de injecții. Eu când eram mică, multe am primit. Hai să mergem. Stai liniștită! Cum vă simțiți, fetelor? Am o veste foarte bună! Analizele au ieșit perfecte! Deci, puteți pleca acasă! Haideți, fetelor, plecăm acasă! Cum acasă? Ele sunt încă mici. Trebuie să rămână cel puțin pentru o zi sub supravegherea medicilor. Este destul de serios. Da, cred că totuși ar fi de dorit să rămână ele peste noapte sub supravegherea noastră a medicilor. Eu zic totuși ele să rămână, dacă se agravează situația și se vor simți mai rău la noapte. Mai bine să rămână astăzi sub supravegherea medicilor. Da, bine, cum ziceți? Pa, fetelor! Mâine vin să vă iau. Ea e foarte rea și vicleană. Acum și-o sunt pe Ioana și zic că suntem la spital. Fetelor, ce s-a întâmplat? Ioana, tu ai copii? Ce ai pățit, fetelor? Așa și n-ai răspuns. Cine este copilul acesta? Este un băiețel. M-am angajat bună și am grijă de el. Cum? Ne-ai lăsat pe noi? De ce? Aici sunt mai bine plătită. Iată, v-am adus niște fructe. Nu știam ce e voie și ce nu e voie. Și tata știe că ai plecat de la noi? Domnul Alexandru încă nu știe. Mâine am zis să-l anunț. Cât să-ți plătească tata? O să vorbesc cu el. Trebuie să te întorci. Nu pot să mă întorc. Dar de ce ați ajuns aici? Așa și nu mi-ați zis. Tu ne-ai lăsat acum când ne este greu. Când este ea în casă, din cauza ei suntem aici. Iertați-mă, nu am avut de ales. Cum adică? Nu vă pot spune. Dar eu cred că deja m-am dat seama. Să știi că ești egoistă. Noi cu Sara te iubim, ai fost ca o mamă pentru noi. Dar și tu ne-ai lăsat. Sper să mă înțelegeți cândva. Hai, Semi, plecăm. Am înțeles că mâine veți fi externate. Vă doresc sănătate și sper să ne auzim cu bine. Eu cred că ea din cauza Emei a plecat. Toți suferă din cauza Emei. Îmi fac griji pentru fete. Oare ce fac ele acum singure noaptea la spital?
Îți mulțumesc, Emma, că ai grijă de noi. Ce ne-am face noi fără tine? M-am atașat foarte mult de Sofia și de Sara. Simt de parcă ar fi copiii mei. Emma, tu ai fi o mamă minunată. Am vrut să vă zic că atunci când se vor întoarce fetele, eu o să plec. Emma, vreau mereu să fii alături de noi. Fii soția mea. Da! Cât de mult mă bucur că v-ați întors acasă, să știți că m-am dus dorul. Mi-ați lipsit foarte mult, fetelor. Am impresia de parcă ați lipsit un an. Nu pot zice. La fel. Deja o să trăim în patru. O să ne iei un câine? Nu! Atunci nu înțelegem. Eu cu Emma? Numai nu o zie! Nu știu la ce v-ați gândit, dar noi cu Emma ne căsătorim. Ura! Căci așa vom fi. Să bem ceai cu niște biscuiți, să discutăm despre viața noastră de familie. Ce să discutăm? Voi cu tata ieri ați discutat tot. Păi, nu chiar tot. Părerea voastră tot contează mult. Nu, mulțumesc. Cred că tatăl vostru se va supăra. Eu am propus să facem așa o tradiție, să ne strângem cu toată familia la masă, să discutăm. Dar dacă nu vreți, bine, o să-i transmit. Hai să mergem. Iată, vin și fetele mele! Venim, venim! Să te ajut! Povestiți! Ce să povestim? Dacă ne-ai chemat, tu povestește! Sara! Ce înseamnă tu? Nu-i nimic. Noi suntem prietene. Și de ce n-ați întrebat părerea noastră? Da, ea nu contează. Eram sigur că o să fiți de acord. Și dacă nu suntem? Emma va fi o mamă bună pentru voi. Tu ai ales soție pentru tine și nu mamă pentru noi. O cunoști de o săptămână și o ceri în căsătorie. Eu sunt mare pentru a lua decizii. Și ai stabilit deja data nunții? Îmi cer scuze. Încă nu am stabilit. E frumos ceea ce faceți.
Ema, nu te supăra pe ele. Eu nu mă supăr, doar nu vreau să vă certați din cauza mea. Sigur o să vă împrieteniți. Eu cred că mai bine să plec din casa voastră, să nu creez probleme. Nu, aceasta va fi și casa ta. Ce să fac să zâmbești? Poate să mergem să alegem rochii de mireasă? Da, sigur! Nimeni nu te-a învățat să bați la ușă! Fetelor, noi plecăm să cumpărăm rochii de mireasă, dar voi să fiți cuminți! Puteți să nu intri să te lauzi! Oh, pa! Iubitule, eu vin! O să aleg cea mai modestă rochie! Ba nu, o să aleg cea mai frumoasă rochie! Sara, ziua anunții încă nu s-a stabilit. Trebuie cu orice preț să facem ca ea să nu aibă loc. Ai dreptate, încă avem șansă să schimbăm totul. Să-i demonstrăm lui tata cine de fapt este Ema. Atât timp cât Ema nu este, o dai ei e la dispoziția noastră. Mergem să căutăm dovezi. Dragă agenda, azi totul a ieșit după plan. Am reușit să fac cunoștință cu el. Încă puțin și îmi voi atinge scopul. Problema sunt copiii lui, de care trebuie să scap. Dragă agenda, azi, cum și-am planificat, m-am mutat la viitorul meu soț. Fetele continuă să mă enerveze. Aia mică e un pic mai naivă și o pot amăgi mai ușor. Problema e Sofia. Ea e insuportabilă. Încearcă să-mi strice planurile, dar în zadar. Dragă agenda, azi am reușit să scap de tăcelara Ioana. Acum eu mă ocup de educația mucoaselor. Dragă agenda, nesimțitele s-au băgat în odaia mea și mi-au furat părul. Am fost stresată toată ziua. Dar ele încă nu știu cu cine s-au legat. Încă puțin și vor pleca la orfelinat. Dragă agenda, azi mucoasele s-au prins în propria capcană. Am reușit să scap de ele pentru o zi. În sfârșit am fost cerută în căsătorie. Sunt cea mai fericită. Iată și dovezile. Îmi pare foarte rău că s-a stricat mașina. Promit. Mâine să cumpărăm rochie. Dați-mi înapoi agenda!
Dă-mi-o! De altfel, din nou o să zic că a dispărut ceva din odaia mea. Acum plecați imediat! Vai! Ce putea fi? Sara, mergem să-i zicem lui tata. Mergem. Lui tata? Tata, am găsit agenda Yemi în care scrie totul despre noi. Voi iar ați fost în odaia Yemi fără voie? Acolo scrie! Oricum nu o să ne crezi. Dacă o să le creadă, ce mă fac eu atunci? Trebuie să facem rost de această agendă. Ема, îmi permiți să citesc? Dragă agenda, azi am făcut cunoștință cu cel mai frumos și inteligent bărbat. Copiii lui sunt cei mai deștepți și frumoși din lume. Dragă agenda, azi am rămas fără gazdă. Și domnul Alexandru mi-a permis să stau la el, alături de cei mai drăgălași copii. Fetițele acestea, Sofia și Sara, m-au fermecat. Aș vrea să fiu prietenă cu ele. Nu înțeleg nimic! Ce nu înțelegi? Că Emma vă iubește? Dragă agenda, azi din păcate a plecat menajera Ioana. Mi-a fost foarte greu să văd cât de dureros s-au despărțit fetele de ea. Nu am rezistat, am plâns și eu. Doamne, nu pot să cred cât de bune sunt aceste două fetițe. Azi, împreună cu fetițele mele dragi, pe care deja le iubesc ca pe copiii mei, am gătit pizza. Domnul Alexandru a zis că e cea mai gustoasă. Nu pot stăpâni emoțiile, scriu cu lacrimi. Fetițele mele au ajuns la spital, le iubesc atât de mult. Frumoasele mele, încă puțin și se întorc acasă. Nu mai pot de dor. Încă o dată m-am convins că am procedat corect. Nu înțeleg nimic! Este foarte rușine. Nu am crezut că cineva îmi va citi agenda, dar acolo scrie purul adevăr. Ceea ce simt eu pentru voi toți. Nu înțeleg, cum a făcut ea asta? Voi nu cumva asta căutați? Mulțumesc, fetelor, mi-ați făcut o favoare. Acum par și mai bună în ochii tatălui vostru. Eu propun să facem nuntă vara, când e cald. De ce să așteptăm așa de mult? Nu am răbdare. Poate să o facem sâmbătă, de exemplu. Vreau mai repede să devin soția ta. Bine, cum zici? Am zis azi să merg singură să aleg rochia. M-am gândit că nu e bine ca tu să vezi rochia înainte de nuntă. Facem totul cum zici tu. Mulțumesc!
din ziua nunții! Ce bucurie! Ține cardul și alege cea mai frumoasă rochie. Mulțumesc! O zi bună! Cheia o las la locul stabilit. Da, o să fie totul curat. Lună, vă rog. O să vin și o să verific. Pa! Salut! Ba nu din cauza soarelui!
din cauza că am făcut curățenie în toată casa, chiar și în odaia voastră, și am alergie de la praf. Mă dur ochii. Sofia, cred că ar fi frumos să-ți ceri scuze. Scuze. Oh, nu! Păi nu e vina copilului că am alergie. Te-am rugat doar să nu mai faci curățenie. În așa caz, va trebui să angajăm pe cineva. De ce să angajăm pe cineva? O așteptăm pe Ioana. Cine știe, poate Ioana nu se întoarce. Ți-ai luat azi rochie? O, da! Am ales cea mai frumoasă rochie, așa cum mi-ai zis. Sara, avem foarte puțin timp. Nunta e sâmbătă. Ia deja! Rochia a cumpărat-o. Tot ce facem se întoarce împotriva noastră. Data aceasta nu mai vede. Cum va fi ea mireasă fără părul ei? Sigur va amâna nunta. Asta o să facem pentru siguranță. Îmi imaginez fața ei. Unde este părul meu? Fetele au organizat totul. Wow! Sper să fie o tradiție a familiei noastre. Tata, vreau să-ți arăt pe Ema adevărată. Și nu pe cea falsă pe care o cunoști. Sofia, tu ai tuns-o pe Ema? Lună te las fără telefon. Dar, tata, cum face ea asta? Din nou tata e supărat pe mine. E prea șmecheră. Ce bine îmi pare că coletul a sosit la timp. O lună fără telefon, ce mai pedeapsă? Ea trebuie pedepsită mult mai tare.
aceasta? Te urăsc! Dar tu ești murdară! Ba nu sunt! Ba ești! Ema! Fetelor, voi deja întreceți măsura. Sofia, tu cum ai putut să o lovești pe Ema? Eu nu știu cum a ieșit asta. Eu parcă nu am lovit-o. Eu deja te-am pedepsit. Acum Ema se decide ce pedeapsă meriți. Cine eu? Să pedepsesc un copil? Nu știu dacă o să pot face asta. Poate așa o pedeapsă mai simplă, atât timp cât nu avem menajeră și eu am alergie de la praf, poate să fie să facă curățenie prin casă și să mă ajute, pentru că mă simt prost. Ai un suflet foarte bun. Mă faci să rușesc, dar... aceasta este despre mine. Tu chiar ai lovit-o pe Ema? Nu! Nu știu. Dar ce contează acum? Important că nunta va fi amânată. De ce tata o crede pe ea? Ea vrea eu să fac tot lucrul prin casă. Bine. Ce ai de gând să faci? Eu? Nimic! Doar să fiu bună ca Ema. Am vrut cât mai repede să devin soția ta, dar acum suntem nevoiți să amânăm ziua nunții. Stai liniștită, totul o să fie bine. Merg să sun la restaurant să zic că nunta se amână. Bine. Alo, da. Am vrut să zic că nunta se amână. Referitor la meniu. Am uitat să menționez că la meniu vă rog să nu fie niciun fel de nuci, deoarece fac alergie de la ele. Și referitor la ziua nunții, deja rămâne să revin cu un apel. Bine, la revedere! Nuci, deci! Șterge aici mai bine.
Știi, mă bucur că ți-ai găsit locul potrivit. Mă mai gândesc, dacă te vei descurca și pe viitor tot atât de bine, poate după nuntă nu te dau la orfelinat. Oricum avem nevoie de menajeră. Gata, sunteți liberă! Menajeră și-a găsit. Să gătești. De unde? De la Ema. Ce bravo e Ema. Sunt foarte nerăbdătoare să gust ce a gătit Sofia. Tu ești bine? Nu cumva ai pus nu să-mi descuiesc? Ce? Nu înțeleg nimic. Ema, mă repetă odată. Eu zic nu-și, ai pus? N-am avut intenția să fac farse. N-am pus muci. Nuci? Nuci. Nuci? Am pus. Și eu am alergie de la nuci. Nici eu nu știam că ai alergie de la nuci. Tu ai știut că ea are alergie? Am știut. Să te ajut cu ceva? Ce cauți? Ce caut? Caut pastilele de alergie! Unde le-am pus? Eu de mult am avut asta reacție! Sofie, nu am făcut intenționat. Ea doar nu știa. Ele cred că acum stau acolo jos și se bucură că eu sunt așa. Ba nu, ești cea mai frumoasă! Cea mai frumoasă!
frumoasă! Acum cred că am amânat nunta încă pe ceva timp. Nu e vina ta, Sofia. Stai liniștită. Mulțumesc, tata. Tata, noi acum am găsit un anunț unde doamna dă pisică în mâini bune. Sara, dar acum nu e momentul. Doamne, te rugăm foarte mult. Bine, m-ați convins. Dați adresa. Vreau să fac o surpriză pentru fete. Surpriză? Mai nu mai au răbdare! Vine, vine, ro! Asta ce este? Am adus un pistol pentru fete. Îmi pare foarte rău, dar am alergie la pisici. Cum vreți, dar dacă vreți să păstrați pisica, atunci voi pleca eu! Turtoto! Vitru, îmi pare rău, dar trebuie să o ducem. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor, că sunteți înțelegătoare! Lasă-mă, Carozi! Bine! Așa vă trebuie! Drăguțule! Încă puțin a rămas! Să ieșim o plimbare. Nu trebuie să vezi rochia înainte de nuntă. Vin. Te aștept jos. Aceasta. Urechile? Hai!
frumoasă e azi. Tu ești frumoasă. Mulțumesc. Ce s-a întâmplat? Pisoiul acesta! Am rămas fără rochie! Ea e ruptă toată! S-a întâmplat ceva? Voi încă mai întrebați? Primiți ce-a făcut pisoiul vostru, dacă nu aveți grijă de el! Iertați-ne! Ема, îți promit, o să-ți iau două rochii. Două? Da, da, două. Bine. Tata, îți trebuie să se întoarcă Ioana. Tu ai promis să o sun dacă nu vine. Sofia, tata e ocupat de pregătirile de nuntă. Dacă nu vine Ioana... Vine altă menajeră, toate sunt la fel. Ba nu, Ioana vreau să vină. Sofia, ești mare deja, nu fi mofturoasă. Da, Sofia, e mare dreptate. Dar și Sofia are dreptate, Ioana chiar e deosebită. Îmi promiți că o suni. Îți promit. Nu lăsați-l, micuțule! Vedeți? Am avut dreptate. Chiar am alergie de la el. Te rog, tata, lasă-l! Sara! Sara! Nu avem altă ieșire. O râs pe Ema! Te înțeleg. Ce idee? Știi, simt că ele sunt supărate pe mine din cauza pisicii. Dar să nu crezi, eu chiar sunt alergică. Am cer scuze. Ele sunt mari, trebuie să înțeleagă. Am o idee. Bună idee. Intră! Fetelor, noi cu tata am decis că voi două mergeți cu mine să alegem o nouă rochie de mireasă. Voi ați decis? De ce pe noi nimeni nu ne întreabă? Am zis că o să fiți încântate de așa idee. Noi nu vrem! Da? Îmi pare foarte rău! Nimic nu, iar bocește!
Ce s-a întâmplat, Ema? Stai liniștită, vorbesc eu cu ele. Sofia, Sara, veniți aici! Doar să nu le cerți. Tata, ne-ai chemat? S-a întâmplat ceva? De ce Ema plânge? Deoarece am refuzat să mergem după rochia de mireasă. Și de ce ați refuzat? Deoarece... Dar voi de ce plângeți? Noi foarte mult vrem să mergem cu Ema. Dar avem foarte multe teme. Ce bravă sunteți! Mă mândresc cu voi. Ема, ce bună ești! Da, eu înțeleg perfect fetele. Temele sunt mai presus de toate. Tata, ai vorbit cu Ioana? Am fost foarte ocupat. Ema a vorbit cu ea. Și ce a zis? Când se va întoarce? Îmi pare rău. Ioana nu se va întoarce. Oare... de ce? Îmi pare foarte rău. Nu mi-a zis de ce nu se întoarce. Dar putem angaja o altă menajeră. Putem posta un anunț. Anunț? Da, un anunț. De ce nu? Ema, te rog, tu să te ocupi de asta. Oh, cât de mult mă bucur că ai încredere în mine. Sigur, o să mă ocup eu de asta. Anunțul l-am postat. Bună ziua, mă numesc Eliza. Bună ziua, Eliza. Ce vârstă aveți? Am 28 de ani. Nu vă supărați, am pregătit aici o listă de întrebări. Ați mai lucrat în calitate de menajeră? Da, sigur. Am lucrat 5 ani în calitate de menajeră într-o familie cu 3 copii. Deci aveți 28 de ani, da? Bine, mulțumesc. O să revin cu un apel. La revedere. Bine, mulțumesc! Bună ziua, sunt Raluca. Bună ziua! Raluca... Ah, da, Raluca. Ce vârstă aveți? Am 23 de ani. Totul e clar. Ce e clar? Bine, revin cu un apel. La revedere! Bine! Bună! Mă numesc Andreea. Am experiență în calitate de menajere. Am lucrat 5 ani într-o familie. Bună! Dar cum vă împăcați cu copiii? Foarte bine! Chiar aș zice minunat! Am fost de dacă 2 ani. Mm-hmm. Și ce vârstă aveți? Am 29 de ani. Bine, o să revin cu un apel. A, știu eu cum reveniți voi cu apeluri. La revedere! Bună ziua, sunt Ierica.
Mulțumesc, dar noi deja nu mai avem nevoie de menajeră. Noi deja am angajat o doamnă. Oh, și nu ați putut să mă telefonați să nu vin degeaba? Timpul meu costă bani. Chiar s-au terminat toate babele în oraș? Chiar nu am nevoie de concurență. Negătând la faptul că mi-ați făcut o vânătaie atât de mare la ochi și am fost nevoită să amân nunta. Vedeți cât de bună sunt. Vă aștept mâine. Pa! Deci, nu eu ți-am făcut vânătaia? Din câte înțeleg, doamna Angela a mai fost pe la noi. Da, am chemat-o să mă ajute. Cu ce? Cu curățenia. A, da, asta de la care ai alergie. Și la pisici ești alergică ca și la praf? Ce vrei, fetiță, de la mine? Nu o să-ți dau explicații! Vreau să zici lui tata că eu mai mult nu sunt pedepsită și nu o să fiu menajera ta! Aha, acuși, visează! Ești încă o mucoasă! Și cine e mucoasă la noi? Eu! Știi că sunt alergică la pisici și pisica a fost în odaia mea! De asta ziceam că sunt o mucoasă. Tata, dar tu știi că... Oh, Sofia, scuză-mă că te întrerup, dar cred că mai bine eu să-i zic lui tata. Dragul meu, scuză-mă, te rog, nu m-am ținut de cuvânt. Totuși nu am putut să o pedepsesc pe Sofia. Ea nu a făcut curățenie în casă încă niciodată și chiar nu vreau să o facă. Nu trebuie copilul să sufere, să fie pedepsit. Poate totuși amânăm această pedeapsă. Sofia cred că a realizat greșeala. Da, Sofia? Da. Emma, ce sufletistă ești! Oh! Mereu faci să rușesc. Apropo, am găsit o menajeră și mâine vine să facem cunoștință. Dragul meu, am vrut să zic că deja mă simt mult mai bine. Cred că putem stabili ziua nunții. Ce zici? Da, sigur. Dar poate înainte de nuntă să facem cunoștință cu familia Iemei. Da, cu viitorii noștri bunici! Aș vrea să văd cu cine seamănă Iema așa sufletistă. Da, e o idee minunată! Îi poți invita la noi! Sunt sigur că sunt niște oameni inteligenți, dacă au educat așa o fică. Nu știu dacă e posibil. Acum, toamna, ei de obicei sunt foarte ocupați. Eu insist. Bine. Intrați, doamna Angela, nimeni nu este, toți sunt plecați. Doamna Angela, am nevoie urgent să fac legătura cu familia Ionescu, care au mai fost părinții mei, doamna Elena și domnul... Am uitat cum o cheamă.
Ian! Da, exact! Ei era o familie inteligentă. Ea era bibliotecară și el, dacă nu greșesc, profesor de mate. Wow, dar domnișoara Emma, ei sunt plecați la muncă, peste hotare, tocmai în Italia. Ce? Și eu acum ce mă fac? Oh, nu! Am nevoie urgent de o familie inteligentă! Gândește-te bine, doamna Angela, poate cunoști pe cineva! Sora mea ar putea să vină cu soțul! De ce nu? Sora? E mai inteligentă decât dumneavoastră! Ce studii are? Oh, ea e cu studii! Oh, minunat! Ea a învățat tocmai până în clasa a treia! Profesor, nu alta! Ce? Asta sunt studii? Da? Păi eu deloc n-am fost la școală! Nici măcar nu știu ce e asta! Aoleu, mă doare capul! Ce să fac? Cred că merită să postez un anunț! Mâine toți vor fi plecați! Poate fac un fel de casting ceva! Poate îmi găsesc o pereche de părinți inteligenți! Pa, azi să mergi să-ți alegi rochiile. Au plecat. Am crezut că nu mai pleacă. Bună ziua! Bună ziua! Suntem gata să devenim părinți! Unde e copilul? Da, unde este? Micuța? Micuțo, unde ești? Bine, mulțumesc! La revedere! Bună! Am înțeles că trebuie să jucăm un rol? Și că vom fi bine plătiți? Eu, apropo, am lucrat la teatru, am călcat costumele și am un pic de experiență. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Doamna Angela, ce ziceați de sora dumneavoastră? Ziceam că e tare deșteaptă! Bine! Să vină mâine cu soțul ei să văd cum arată înainte de a-i prezenta! Bine, domnișoara Emma! Ai ales rochiile? Știi, nu am găsit nimic pe placul meu în magazinele în care am fost. Mâine o să merg iar. Bine, dar părinții tăi când vin? Ai vorbit cu ei? Cred că săptămâna viitoare. Dar tu ai uitat? Săptămâna viitoare eu plec în deplasare. Am uitat. Să vină mâine la cină. Tu vei merge după roche, dar eu mai nu merg la serviciu. Voi lucra de acasă. Cum adică? O să stai mâine acasă? Tu nu te bucuri? O să fie mai mult cu tine. Oh, m-ai înțeles greșit! Invers, mă
păcate am foarte mult de lucru. Am înțeles. Doamna Angela, zi mâine să vină sora ta cu soțul ei la cină. Și te rog, vorbește cu ea. Rog-o să vorbească cât mai puțin și să îmbrace ceva decent. Bine, pa! Decorăm casa de Halloween. Astăzi vin părinții mei! Voi așa v-ați pregătit să-i întâlniți? Dar tata v-a permis să decorați așa casa? Mi-a permis. Ți-am zis că trebuie să-l întrebăm pe tata. În tot anul am decorat casa, dar acum ceva s-a schimbat? Dragul meu, mi-am cumpărat două rochii, așa cum ai zis tu. Mă bucur foarte mult. La ce oră vin părinții tăi? La ora 6. Sunt foarte nerăbdător să fac cunoștință cu niște oameni inteligenți. Sper așa să fie. Aceasta va fi de zi atunci când, în ciuda tuturor, o să zic da. Și aceasta va fi de seară, atunci când o să dansăm valsul tinerilor căsătoriți. O, nu! Sper că asta nu e ceea ce cred! Bună ziua! Bună ziua! Dar unde-s toți? Emma este acasă! Un nume de ieri n-ai putut să memorizez. Toți sunt și Emma este. Leapă de pălărie, uite copilul să-ți sperie, pentru că ești o sperietoare, ți-am spus nu iei pălăria asta. Noi dacă ceva suntem mama și tata Emei. Merg să o chem pe Emma. Eu sunt aici. Cred că... Hello! Sara, mergi la bucătărie, dar voi luați loc. Bine. Unde v-ați luat așa frumoși ambii? Bună ziua! Alexandru, fă cunoștință părinții mei! Noi suntem părinții Emei, mama și tata, Valentin și Valentina, bucuroși de cunoștință! Încântat de cunoștință! Dragul meu, nu te superi dacă merg cu părinții în odaia mea să le arăt rochile mele noi. Știi că tu nu ai voie să le vezi până la nuntă. Hm? Sigur, draga mea, tot ce dorești. Of, dar și nu i-am uitat, cadouri avem. Ia, uitați-vă.
prieteni! Hei, Rocky de nuntă! Rocky de nuntă? Privește, Sofia, sunt foarte drăguțe! O să fiți frumoase la nuntă! Mulțumesc! O, mama! M-ai eliberat de o bătaie de cap! Chiar mă gândeam, vroiam fetele să fie la nuntă îmbrăcate cumva deosebit și să fie ambele îmbrăcate la fel. Fetelor, vă plac rochițele? Dar și nu ești pentru Emma! Nucile tale preferate! Tata le-a bătut singur! Nuci? Emma are alergie la nuci! Mama, tu cred că m-ai încurcat cu Evelina! Vezi că noi suntem mai mulți copii în familie! Suntem 6! Eu sunt alergică la nuci! Mama, tu ai uitat? Da? Wow, 6 copii? Sper să-i vedem pe toți la nunta noastră! Sper să vină toți, dacă vor fi liberi, pentru că toți sunt cu niște posturi mari și sunt mereu ocupați. Toată familia noastră sunt toți inteligenți. Aș vrea să fac cunoștință cu toți. Cred că am mulți verișori. Urmați după mine. Ia-te mâini și păgăsâie. Ți-am spus, cere mai mult copii puțin. Nu, tu te timpă. Te grăiești mult și e ca un puțin hrănești. Apomii și ne hrănesc. Asta nu s-o hoți. V-ați îmbrăcat ca doi clovni. Parcă am zis să vă îmbrăcați mai decent. Nu, păi sunt cele mai bune haine pe care le avem. Noi putem pleca? Calmați-vă! Dar eu doar am vorbit cu doamna Angela. I-am explicat că trebuie să veniți îmbrăcați mai decent și mai puțin să vorbiți. Haideți să ne gândim ce ocupație aveți voi. Deci fie mama să fie profesoară de chimie și tata profesor de citire. Dar profesor de citire nu există. Da? Da. Da? Ha, cum adică nu există profesor de citire? Dar atunci cine ne învață să citim? Ei bine, atunci fie și tata profesor de chimie și voi ambii v-ați cunoscut la facultate. Ghine, tu important banii să ne iei chiți, că noi și așa vedem că cam puțin am cerut. Așa e? Da. Ai și prea ghine, prea luxos și noi puțin am cerut. Tungs, nu uiți, draga mea, pentru Rocky tot trebuie să ne iei chiți. Care Rocky? Pentru astea două, unde le-ați găsit? Pentru așa ceva că trebuie să plătesc? Mă faceți să râd. Da? 2000 de lei? 2,5. Asta cu 2. Cât? Ați înnebunit? Uite, noi n-am putut veni cu mâna goală. La noi așa-i prânit, te duci undeva, te așează la masă, vii cu cadouri, mai ales când știi că sunt copii în casă, trebuie să vii, să aduci ceva. Și noi
am adus două rochițe frumoase, destul de frumoase sunt rochile. Tu dacă nu vrei să achiți, așa și spune că noi am muș ne dușim și cerem cadourile înapoi, zicem fetițele, iată-ți cadourile înapoi, că Ema nu vrea să le achite. O... Du-te și cerem cadourile. Bine am înțeles. O să achit pentru ele. Acum înțeleg de ce doamna Angela a zis că sunteți prea deșteaptă. Bine, să trecem la masă. Și vă rog, cum am vorbit, mai puțină vorbă. Da, bine, o stășim. Salut! Da și poate vă cunoașteți cumva cu doamna? Angela! A, Angela? Tu ești? Asta e Angela! Noi am învățat împreună la facultate! Angela, salut! Ești aici? Mama, tata! Poftiți, luați loc aici! O, și masă bogată, cu de toate, cu bucate! Gentlemen! Mă bucur că azi sunteți alături de noi. Poftă mare! Aha! Și eu. Ema zicea că sunteți profesori? Da, suntem. Mama, tata, vorbiți! Nu vă rușinați! A, spate? Apoi, am mai fost, dar mai turnau? Mama! O, scuzați, e vina mea! A plășit să pus paharele astea pe masă. Suc! Suc de morcov, da? Da. De măr? Părinții mei altceva nu beau. Valentina, povestiți cum era Ema în copilărie. Ho-ho-ho, Ema! Ema era foc șpară, ardei iute! Da, interesant. Da? Dar eu am crezut că Ema a fost un îngeraș de copil. Cu minte a fost. Era și mai mică din tăți șesă. Știți, îi ziceau? Emuța maimuța. Ții minte? Emuța maimuța. Avea dinți strângi și nu vrea să poarte brechiți. Și ai ca până mă, dacă ați observat dinți cam strângi, așa și nu e îndreptat. Așa și umblă, așa și poarte dinții ăștia strângi. Uite, tu scuză, dar cred că nu o faci intenționat, dar te-am de trimuri mă lovești sub masă, măcar odată să ceri scuză. Ema, nu e așa, te-am de educat cu tata. Scuză, nu am vrut. Ema, vreau azi, față de toți, oficial, să te cer în căsătorie. Fii soția mea! Sigur! Da! 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 Bravo! Felicitări! Bravo! Ce fericit!
fericire. Primiți, fetelor! Mama, tata, e deja târziu. Cred că e timpul să plecați acasă. Da, ies ne dușim. Hai. Dar nu aveți o caserolă să punem mâncarea care n-am mâncat-o? Nu de alta, dar avem porș și să mănânci și ei. Hai. Mulțumesc, tot a fost tare bun, gustos, Angela. Sper să ne vedem mai des. Copii! Mulțumim! Ne bucurăm că v-am văzut. Totul a fost foarte bine. Tare cald, tare bine, cu lumină. Nu faceți economie. Asta în ziua de azi tare mult contează. Să ne dușim, dragul meu, la noi cam reșe. Da, nu contează, iarăși. Tata a reșit la noi tare frig în casă. Și avea febră dimineața. Și mâinile e ca și ea, ca crengele tremurau. I-am dat termometru și e ca și ea tremura. Și-a scăpat termometru jos. Ștet heliu a fugit prin casă. Și cam periculos dormim. Magneziu? Magneziu, a fugit tot magneziu prin casă. Mercurul? E foarte periculos. Ha, dar de unde știți? Chiar miercuri s-a întâmplat asta? Dar deja nu contează. Că noi nu ne temem să ne ducem și încolo. Pentru că important că Ema e aranjată, Ema trăiește bine. Noi pentru părinți asta cel mai mult contează. Hai să ne ducem. Mulțumim. Eu insist că voi să rămâneți aici. Rămânem, dacă așa de tare vreți, noi rămânem, nu e nicio problemă. Unde? Da unde-ți dornim? Ema, tu gospodina casei, mergi și arată odaia părinților. Bine, dragul meu, mergeți sus, acuși vin. Da, femeie, deșteaptă ești. Și ghini, măi, dar noi așa putem trăi toată iarna. Gazul nu-l plătești cu 30 de lei, lumina cu 5 tot, nu? Eu și tu, măi, și ne hrănesc și ne plătesc. Și cald. Da, e că dacă te însurai cu Angela, amovei strici farfurile de pe masă, cu dânsa ai vrut să te însori. E că așa înseamnă femeie deșteaptă. Bună dimineața!
Bună dimineața, dragul meu, jinere! Ți-am pregătit mâncarea pe masă, mergi și mănâncă! Mulțumesc, nu trebuie să faceți griji! Ei, știi că așa-s mamele, s bune, s blânde! Mulțumesc! Poftă mare! Auzi, mămico, strângeți-vă valizele și plecați din casa aceasta! Nu mai juca pe grijulia! Ați dormit o noapte în odaia mea și ajunge! Auzi, draga mea, te mai bine și mai atentă! De ce, mă rog, poate mă ameninți? Tu, nu ți-ai pus întrebarea? De ce omul tău se duce la lucru sâmbătă? E ceva normal! Da? În loc să treacă o zi cu familia lui, poate mai are o iemă ca tine. Ce tot vorbești? Auzi? Aha. Da, bărbații ăștia trebuie tare ghini păziți. Că eu cândva, dacă mă căscam așa ca tine, precis că Valentin s-a însurat cu sora mea, Angela. Taci! Ai auzit? Este că doamna Angela e mătușa Iemei? Crezi? Ce există doar o Angela? Nu știu, poate ai dreptate. De asta își spun și e atentă. Nu te băga unde nu e treaba ta. Ghini, ghini, și naivă ca Angela. Tu niciodată nu ți-ai pus întrebarea, dar unde e soția lui? De ce a plecat? Că de la ghini nimeni nu se duce. O venit cineva să vadă și fac părinții. Auzi, tu ce-ți permiți? Suntem ghine. Apropo, Ema, tu să nu uiți să ne achizi pentru ziua de ieri, pentru teatru de ieri. Și te rog frumos pe viitor să ne achizi zilnic, mie nu-mi place asta când salariul s-a achit odată în lună. Zilnic? Ați înnebunit? Hai să plecați, nesimțiților! Tu vrei să afli Alexandru și Jemi în tine, fetițo? Bine, ziceți ce vreți ca să plecați, ca ochii mei să nu vă mai vadă! Și vrem, și vrem. Parcă mare treabă noi vrem. 5.000 de euro și gata. Nu, mă. Ce? Cât? Vorbim serios. Eu nu am așa bani. Dar cât ai? 1.000, 2. Bine, dar azi cărați-vă de aici. Gine, gine. O, ce situație! Of, 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 și fată rău. Dar tu și șezi, măi. Ce să fac? Să-l convingem jinerele că tu ești deștept, tu ești profesor. Șede el aici să-l pod. E carte, e o carte care va du-te jos, citești, te va aduc cartea în mână, ești deștept, măi. Ei. Oh, bună dimineața, dragul meu, poftă mare. Mulțumesc, draga mea. Ia, este aici o carte. Eca, du-te și citește-o. Vadă el că tușesc cu cartea în mână. Și te-ai faci tu fără mine. Eu am fost, am gătit. Am lăsat el ceva să facă, pe rând. Unul faci una, altul faci alta. Și suntem amici gospodari, deștepți, profesori. Sunt că Ema asta tare să-i mănânci sănătatea. Eu am fost mai șeva ca dânsa în tineret, să nu creadă că e și-o găsit perechea. Nu ești tu nici pereche, draga mea.
Ei crede că mușul dă ei 2000 și eu mă duc. Nu, 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 drăguță. Eu o să mai stau aici. Dragul meu, poate rămâi acasă. Astăzi este sâmbătă. Chiar dacă e sâmbătă, am foarte mult de lucru. Bine, dar să știi că o să-mi fie dor de tine. Chiar am să plâng. Dar poate are dreptate. Eu cândva, dacă mă căscam așa ca tine, precis că Valentin s-a însurat cu sora mea Angela. Nu poate fi așa ceva. Că nu degeaba am pierdut atâta timp. Nu. Dar dacă e adevărat? O, bună dimineața, domnul Valentin. Bună dimineața, jinere. Citiți cărți de dimineață? Da, citesc. Mă pregătesc de lecție. În engleză? Apoi, eu predau chimie în engleză. Clar. Profesore, întoarce cartea! Citește cu picioarele în sus. Nici la asta nu vă pricepeți. Dar pe aici și o leac mai mult. Sunt gata să vă achit și mai mult, doar să nu vă văd. Gine, gine, am înțeles. Ne dușim, ne dușim. Valentin! Valentin! Strângeți lucrurile și plecați. Alo? Alexandru? Părinți, sper că vă deranjez. Părinții mei au decis că vor să plece. Da, 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 cu Mercurul. Ei pleacă la sora mea. Cea care are alergie la nuci. Cum o cheamă? Evelina, Evelina. Ei pleacă la Evelina, au zis că pleacă. Nu mai vor să ne incomodeze. Bine, de ce să te aștepte până când vii tu? Bine, vrei să ții rămas bun de la ei. Bine, dragul meu, o să le zic să aștepte. Pa!
De ce scoți decorațiunile de Halloween? Cine ți-a permis? O, scuzați, cred că trebuia pe voi două să vă întreb. Fetelor, vă permiteți să strâng decorațiunile de Halloween? A? Ai putut să întrebi? O, am putut să întreb, dar am putut și să nu întreb. Că nu e treaba voastră. Eu v-am zis încă ieri să nu decorați casa. Și voi ce ați făcut? Noi o să-i zicem lui tata. O, mă tem, mă tem. Și ce o să-i ziceți? Eu o să-i zic că mamei mele i s-a făcut rău și o doare inima de la tot ce a văzut ea. O să vedem pe cine o să creadă tata. Și cu tine femeie. Și cu mine, și cu mine. Ca de obicei. Minte, minte, deșteaptă femeie. Nu ne mai duci masă nicăieri. Rămânem aici. Jucăm o leacă de teatru și... Voilà! Dar banii au luat. Cum adică nu ne ducem? Banii, asta e așa un bonus de la Iema. Dar noi am luăm gentuța și când auzăm că vine Alexandru, ascultă-mă ce fac eu. Și dacă el ești nas, mă ridici. Înțeles? Cine? Cum spui? Bună, draga mea! Oh, dragul meu! Ai venit! Tata, tata! Eu m-am strâns toate decorațiunile de Halloween! Hai, că-i timpul! Îmi pare foarte rău. Scuzați, doamna Valentina. Uf, inima! Aaaa! Valentina! Valentina! Mama! Doamna Valentina! Doamna Valentina! Sunt bine! Bine! Iema, părinții tăi nu pot pleca în așa stare. Am înțeles eu că nu scap de ei atât de ușor. Mama! Da, s-a mers Valentin cu femeia. Noapte bună, Iema. Merg să văd cum se simte mama. Și ce a fost cu circul acesta? Care circ? Eu te-am salvat! Oh, deci eu încă trebuie să vă spun mulțumesc! Da? Deși nu, n-ar încurca! Gata, gata, nu te nerva! Că dacă afla Alexandru, era vai de chelea ta! Mâine să nu vă văd aici! Apă... Мы не душим? Эй, не душим. Ласка, мы ее новую зышу, новую историю. Видим сейчас, что и мы. А я с Никулком дурним, да мы и видим, что пащи. Да. Стоишь, Лумина. Ай, мой Валентин, ты видишь, сколько ешь около? Да ще, ну не комодный. Și... și... caiet! Ian, eu văd că e caiet! Ian, du-te și aprinde lumina! Nici nu știi peste ce dai! Aici doar a fost camera lui Iema. Scoși asta!
de sfat. Dragă Acientă! Azi mucoasele s-au prins în propria capcană. Am reușit să scap de ele pentru o zi. În sfârșit am fost cerută în căsătorie. Sunt cea mai fericită! Dragă Agenda, nesimțitele s-au băgat în odaia mea și mi-au furat părul. Am fost stresată toată ziua, dar ele încă nu știu cu cine s-au legat. Încă puțin și vor pleca la orfelinat. Și acolo? Stai o leacă! Boț de aur! Nu ne mai ducem noi din casa asta. Niciodată! Da? Mai, da, suntem norocoși! Nu deja v-am citit în horoscop când a să ne meargă zona asta tare! Măi, dar cu ce să ne învelim? Unde-i pledul? Mai, numai nu zic că tu l-ai luat în geantă. Mai, fără soveste ești. Mi-au primit aici un cășplet de la cărat acasă. Hai scoate-l, că-mi frică. Bună dimineața! Trebuie să-ți mai lămuresc ceva sau tu și singur ai înțeles? Ia că vezi, îți mai iute ca tine. Din câte înțeleg, voi mai rămâneți? Văd că... Și chiar mă bucur că nu ești jirafă. În ce sens? În sens că repede o ajuns până la tine. Da, noi mai rămânem. Dar tu? Și o leacă mai grăghită. Uite cum ți-am luat caietul de sub nas. Să nu pățești așa și cu Alexandru. Poate cineva să ți-l iei. Parcă am câștigat la loterie. Nipoțelele. De unde ați luat acest caiet? Caiet ca caiet. E caiet în el. Ai văzut? E agenta Emei. Crezi? Da, e ea. Atunci e șansa noastră. Faci, măi? Citesc. Auzi, citește el. Tu îți povestești la alții. El nici buchile nu le știe, dar el citește. Marele cititor. Tu știi ce am pățit eu, amu? De ce ai pățit? Ema asta. Mai nu ne-a ciordit caietul de sub nas. Eu îi l-am pus, dar e... Ați? Gine că eu am fost prima. Dar dacă lua e, gata, ne-am ieram afară. Nu, asta așa nu poate să rămână. Eu pare ca să mai fac încă niște tentative să-mi iei caietul ăsta. Da, da, e tare ră. Eu așa mă gândesc. Eu zic și o leac mai șmecheră ca dânsa. Știu ceva să fac eu. Ce să inventez? Lasă că-mi pare că știu eu ce să fac. Că eu oricum as să mai îndrăznească să intre cumva în cameră, cumva să-l cati cu nas și ala. Eu știu precis. Eu sunt, eu știu cum îi e. Lasă că știu ce să fac. Alexandru, eu sunt Ema. Ema. Par speriată.
S-a întâmplat ceva cu mama? Oh, nu, dragul meu. Am vrut să discutăm pe o temă serioasă. Bine, ia loc. Dragul meu, niciodată nu am îndrăznit să te întreb de soția ta. Emma, această temă în casa noastră nu se discută. Da, dar... Te rog, să încheiem discuția aici. Bine, am înțeles. Sigur că ascunde ceva. Cred că doamna Valentina are dreptate. Ia-ți-l, Emma. Și-a să-l pun așa la aici, la un loc, așa mai să-l vadă, să intră și să-l vadă. Și zică, of, cine-o mers, am găsit caietul de aici. Mâinică, te deși cu mine. Eu o sport cu mine asta. Șmechera. Măi, dar și deșteaptă ești. Sunt bine. Vălele, eu și-am mai obosit. Auzi? Ia fă-mi mama masaj la chișoare. Ce? Eu nu vă sunt slugă! Caietul! Poate să ajungă la Alexandru. Dar cum vrei. Trebuie să facem rost de agenda Emei. Îl văd pe domnul Valentin. Doamna Valentina? Nu o văd. Merg jos să verific dacă ea cu Emma sunt acolo. Ce e de mirare? Fac masaj mamei mele pentru că o iubesc. Of, și de ghini, ia că de ești cel mai mic tel. Of, și de ghini. Ambele sunt jos, dar cu el ce facem? Cu el e simplu, el sporăie. Dragul meu, pleci? Unde pleci? Azi doar e duminică. Am fost chemați azi la o expoziție. Mergem la o expoziție?
O, nu! Tu nu poți lăsa pe mama! Ea se simte încă rău! Dar... Nu mă supăr, stai liniștită, merg singur! Pa! Ți-am zis, trenul se duce, dar tu rămâi! Ba, nu e adevărat! Merg să mă schimb și vorbim. Ia loc aici. Dragul meu, vreau să-ți spun ceva foarte important. Nu vreau ca între noi să existe careva taine. Și mi este foarte rușine că nu am spus asta de la bun început. Vreau să-ți spun ceva despre... părinții mei. Stai liniștită. Mi-am dat seama de la bun început. Ai știut? Și cu Alexandru, că de altfel îi rătreaba.
El i-a recunoscut că întâmplător a murdărit el cămașa lui și nu l-a pupat nimeni cămașa. Deci el a făcut asta intenționat. Ca să mă scoată din fire! Dacă erai deșteaptă, n-aveai așa reacție. Dar așa... O să mă răzbun. Pierd timp cu tine, din cât te văd. Vorbesc cu tine și tot pe alături se duce. A ieșit și a ieșit. Urăsc mucoasele astea două. Măi, Valentin, da nebună-i ficta. S-o țicnit, nu alta. Gata, la nebuna asta nu mai avem și lua. Trebuie să o ștergem noi din gară. Dar ce s-a mai întâmplat? E mai noi de slujinerii. Cine suntem noi? Ți-nchipui? Aveți ne dă-i afară chiar amu. Dacă așa scene, mâini pe mâini, el o alungă, îți spun eu. Și-am și cu rușine, decât eu să mă duc peste câteva zile de aici, mai gine mă duc amu. Dar nu cu rușine, știți mă știi, tăt satul, tăt orașul, știți mă știi cine-s eu. Nu, trebuie să ne ducem. Strângem valiza și hulughii și ne ducem. Da, ne-a fost gine aici. Gine, gine. Dar tăt ghinele-s termină la o vreme. Da, înainte să ne ducem, stai că am eu de rezolvat ceva. Strângi valiza. O, jinere, da m-am te căutam, gine că ești aici. S-a întâmplat ceva cu Ema? Of, dragul meu, stai liniștit, că te gine cu Ema, gata, s-o calmat. Tăte ghinișor, dar tu știi că Ema a vrut ceva să-ți spună despre noi, despre părinții ei și nu m-a dovedit. Da, știu tot, doamna Valentina, și chiar mă bucur. Te bucur? Știu că nu sunteți profesori și Ema vine dintr-o familie simplă. Da? Dar oare cum ți-ai dat seama? Ei, da, ghine că știi, da, suntem niște... Oameni gospodari, mâșim zi și noapte, vai de capul nostru, cum ne ducem zilele. Înțelegi, dragul meu, Ema a vrut să te roage ceva pentru noi, dar nu a dovedit, o leșinat. Dragul meu, avem niște datorii în sat, livezele anul ăsta cam rău o rodit, dar la oameni trebuie să le plătim și am intrat în datorii până la genunchi și trebuie să le întoarcem. N-ai putea să ne împrumuți cu niște bani? În sat? Ema zicea că trăiți la oraș. Apoi... Avem și apartament la oraș. Și casă în sat. Suntem gospodari. Și vezi că... Ce să faci la apartament? Să te uiți în pod. Dar la casă, în sat, e multă muncă. Avem livez, pământuri. Oameni gospodari. Am înțeles. De ce sumă aveți nevoie? De... 5.000 de euro. Bine. Trebuie să cer mai mult. Prea ușor ne-o dat. Ne ducem? De unde atâta? Premiu de la Alexandru. Am trăit un sezon pe malul mării, tot e mai ieftin decât să plătești gazul și lumina. Și pe urmă, vom vedea ce mai facem. Da, deșteaptă ești! Gine ne-a fost aici, da, azi nici ești mai gine. Ce vrei? Noi ne ducem, draga mea. Serios? Ce veste bună! Merg să vă petrec! Parcă nu pot să
cred că plecați așa, ușor. Îmi pare rău că plecați. Pa, mama, tata, o să vă duc dorul. Pa, pa, doamna Valentina și domnul Valentin. Mulțumim. Mă înțelegem, dragii mei, pentru tot ce-a fost și nu a fost, ce-a putut și... Tare gine ne-a fost aici în casa asta, ne-a sprinit tare frumos. A fost bine. Tare cald, tare gine, tare, tare prinitori sunteți voi. Gemma, fetița mea, mama te iubește cu tata. La revedere. Tare mi-e greu. La revedere. Au plecat mama, tată. Gemma. Eu știu că vrut să cer bani pentru părinții tăi. Ce? Le-am dat cât au cerut. Și cât au cerut? 5.000 de euro. Iată deci, de ce au plecat, dar eu mă gândeam. Mulțumesc, dragul meu, ești cel mai bun. Sfârșit e liniște în casa noastră. Dragul meu, am vrut să-ți zic că cred că o să avem nevoie de o menajeră nouă. Doamna Angela nu prea face față treburilor casnice. Nu știu, pare a fi o doamnă cum se cade, dar cum zici? Podeaua nu e bine ștearsă, mâncarea nu e prea gustoasă, cred că tu mergi ceva mai bun. Girl, I see your face. Bună seara. Păi cine e asta? Cred că e mama copiilor. Eu ți-am zis că Emma o zi două și zboară din casa asta. Ia că avem și zburăm și noi împreună cu dânsa. Ce cap ai? Femeie deșteaptă. Ce? Ioana? Ioana? Bine? Da, ne pare foarte bine. Foarte rău, dar te-ai întors cam târziu. Acum o avem pe doamna Angela în calitate de menajeră. Acum ziceai că nu te aranjează doamna Angela. Dar cum gătește Ioana și se descurcă prin casă? Nouă ne place! Dar stați un pic, încă nu am vorbit cu doamna Angela. Posibil dumneavoastră să nu plece. Dacă doamna Angela nu pleacă, atunci Ioana rămâne în calitate de bonă pentru fete. Cum zici? Mulțumesc, domnul Alexandru. Ioana! Ce dor mi-a fost de voi, fetelor. Și nouă, ești cea mai bună! Ce drăguț! Sunteți flămânde? Nu, dar am bea un ceai. Bine, atunci haideți să bem ceai cu toți împreună, fac la toți? Da! Eu cu Alexandru o să bem sus, să ne aduci ceaiul în odaie. Emma! Ioana azi e oaspete în casa noastră. Nu e frumos? Atunci noi nu vrem. Dar eu aș bea un ceai. Mulțumesc, Ioana. Bine, am și ceva dulce. Plec în odaia mea. Mă simt prost. Imaginezi? S-a întors tot celara asta de Ioana.
Ce tupeu trebuie să ai ca să te întorci după toate? Să știți cât de mult mi-a fost dor să stăm așa cu toții la masă. Mulțumesc, domnul Alexandru, că ați acceptat ca eu să mă întorc. Altfel, nici nu putea fi. Să știi cât de mult fetele te-au așteptat. Mulțumesc, Ioana. Scumpele mele, ce dor mi-a fost de voi. Plecați cu fetele? Vai, cât de mult aș vrea să merg cu voi. Simt că am nevoie de odihnă. Poate să vorbesc cu Alexandru și să merg și eu? Povestește, unde ai fost? De ce nu te-ai întors? Să știi că ne-ai lipsit. Mi-a fost dor de tine. Așa e. Oh, ce drăguț! Sper că nu v-am încurcat. Nu! Dragul meu, vreau să vorbesc ceva cu tine. Bine, vin! Dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Fetele, prietenele mele, plec acum la odihnă. Simt că și eu sunt foarte obosită. Ce zici să merg și eu cu ele? Bine, este Ioana. Sigur, cum să nu? Acum o ai pe Ioana? Și, dragul meu, i-ai permis să rămână aici peste noapte? Doamna Angela nu doarme la noi. Dar ea nu e doamna Angela. Ne cunoaștem de mult timp. O, ce drăguț! Ascultați, ei se cunosc de mult timp și eu nu vă încurc întâmplător? Bonele vin și pleacă, nu rămân să doarmă peste noapte. Poate o culcăm aici lângă tine? Sau poate după ce ne căsătorim, o culcăm să doarmă ea între noi? Ce propui? Nu-mi place că ești geloasă. E doar Ioana. Oh, e doar Ioana. De parcă eu nu văd cum ea te mănâncă cu ochii. Calmează-te, Emma. Dragul meu, iartă-mă. Cred că sunt emoțiile înainte de nuntă. Ioana mereu m-a ajutat cu fetele și nu vreau să discutăm pe această temă. Bine, bine, dragul meu, promit. Nu mai revenim la această temă, dar promite-mi și tu că atunci când mă întorc facem nuntă. Am amânat-o de nenumărate ori. Deja nu mai am răbdare, vreau să fiu soția ta și nu vreau nuntă mare. Vreau să fim doar noi și fetele și atât. Bine, dar nu vreau să te schimbi. Vreau să fie Emma pe care am cunoscut-o. Bine, bine, promit, promit. E târziu deja, mergeți la culcare, mâine la școală. Bine, dar vii să dormi cu noi, cum ne-am înțeles. Bine, bine, vin. Strâng masa și vin. O, Ioana, poți să intri? Închide ușa deoarece deja toți s-au culcat. Am vrut să mă laud un pic așa ca între fete. Privește ce rochii am eu, tocmai două. Nu toate își pot permite. Nu știu dacă tu o să ai așa ceva cândva, dar cred că te bucuri pentru mine. Ambele sunt foarte frumoase. Sper și eu cândva să port rochie de mireasă. Auzi tu, ce tupeu trebuia să ai ca să te întorci în casa asta? Ia-ți mâna de pe mine! De altfel ce? Văd că ai devenit mai îndrăzneață. Să știi că el nu te va crede, chiar dacă îi zici tot. Nici nu m-am gândit, deoarece nu pot demonstra nimic. Bine, nu pot să zic că ești deșteaptă, dar mă bucur că judeci cel puțin un pic. Deoarece tu singură, cu comportamentul tău, o să-i șoptești tot. Pleacă de aici, să nu te văd!
se întâmplă? Ea a zis că aceasta e odaia ei! Și de ce țipi așa? Ne-ai trezit, noi mâine mergem la școală! Într-adevăr, Emma, ceva încurci. Noi încă la masă am decis că Ioana va dormi cu noi. Eu ți-am zis că singură, cu mâna ta, o să faci tot. Noapte bună! Pa, fetelor, succese la școală! O să vă gătesc ceva gustos și nu uitați că astăzi o să decorăm bradul. Da, deja suntem nerăbdătoare! Fetelor, stați un pic! Ce bine că încă nu ați plecat! Nu doar Ioana e cu surprizele, dar și eu. Eu astăzi plec. Serios? Asta chiar e surpriză! Da, pe 5 zile! O să ne fie dor! Dar nu aceasta a fost surpriza. Surpriza e că atunci când revin, facem nunta. Prima surpriză mi-a plăcut mai mult. Da, nu mult va dura fericirea. Ce veste minunată! Pa, Ioana! Pa, pa! Și eu l-am rugat, practic în genunchi l-am rugat, să nu vă dea afară. Da, doamna Angela, știe tot. Unde e sora dumneavoastră? De unde știu? Cred că a zburat undeva în țările calde. Doamna Angela, deja dacă eu l-am rugat pe Alexandru și v-am făcut această favoare că dumneavoastră încă astăzi o să ieșiți la serviciu, îmi sunteți datoare. Eu plec pe 5 zile și vă rog frumos să întorc Bona copiilor. Este o fată insuportabilă, nu am încredere în ea. Vă rog frumos să fiți cu ochii pe ea și să-mi spuneți tot pasul pe care ea îl face. Bine, bine. Dacă nu ne vedem, atunci vă zic pa-pa. Da, pa. Ce stai și te uiți? Nu vezi că mi este greu cu valiza? Nu poți să vii și să mă ajuți? La ce bun Alexandru te ține în casa asta? Chiar nu înțeleg! Pasă că vine Alexandru și îi zic tot! Scuzați, domnișoara Emma, dar eu sunt Bona și nu sunt Hamal. Ia priviți la ea! Cât de curajoasă s-a făcut! Lasă că mă întorc eu și zbori tu de aici ca mucii în băsmăluță!
Doamna Angela, ce bine că ați venit! Vreau să vă rog să faceți curățenie în toate odăile, pentru că astăzi planificăm să decorăm casa de Crăciun. Dar eu merg să gătesc ceva gustos pentru fete și pentru domnul Alexandru, sigur. Ia te uită! Ei ne indictează și să fac și să mă ocup! Nu degeaba eu m-am spus că asta e tare șmecheră! Pentru domnul Alexandru e gătește! Ia că eu nu e dat în gând să pun ochiul pe domnul Alexandru, dar asta o vine și repede, repede! Putem și eu să mă mărit cu dânsul! Eu cu ce-s mai avea? Și mai gospodină? Și pot găti? Și nu-i trebuie slugi? Alo? Domnișoara Ema? Da. Și faci e? Gătește. O să se duce să gătească pentru domnul Alexandru. Dar eu să vin să fac curățenii în odaia lui. Ori deși, ori și să pregătește ea să facă. Și are e în plan. Da. Da, domnișoara Ema, merg să o urmăresc. Merg să văd ce faci e. Da, uitați-vă. Poți să rămân noaptea asta aici să dorm? Știți cum mai aproape să văd tot mai gine? Cine știe și au de când să facă? Că e să vede că e șmecheră, tare șmecheră. Da, că eu pot să rămân și oricum toate camerele sunt ocupate, în camera voastră n-am să mă culce și poate domnul Alexandru eu mă culc poate cu dânsul. No, nu e idee bună. Ei, bun, hai, gine, hai că vă țin la curent cu tot ce se petrece. Uite cum a deschis dulapul. Doamna Angela, îmi pare sau dumneavoastră mă urmăriți? Eu fac curățenie. Asta de ce era treaba? Bine, bine. Urmăriți! Domnișoara Ema! Mai nu m-au prins! Am ustrăc ouăle! S-o las în pași. Bun! Doamna Angela, poate vă ajut? Nu, gata, asta e ultima cheatră. Ce gustos miroase! Ce mă bucur că v-ați întors! În 10 minute biscuiții sunt gata, reușiți să vă spălați pe mâini, să vă schimbați și eu vă aștept la masă. Pare că eu sunt îndrăgostit. O zic că tare miroasă, gustos. Dar știți că calea spre inima bărbatului trece prin stomac? Da. Aha, poate ne-a părut, nu știu. Bun, la revedere. Ba nu urmărești, ba ți pare, ba ești bătrână. Da, ți-mi pace să trăiesc viața. Bună ziua, doamna Angela. Bună ziua, domnul Alexandru. Și la revedere.
La revedere! Îți mulțumesc, Ioana. De mult n-am stat așa în liniște la masă. Alo? Da, ne-am așezat la masă cu fetele. Da, este și Ioana. Calmează-te. S-a întâmplat ceva, tata? Totul e bine. Poftă mare. Decorăm astăzi odăile, cum ne-am înțeles? Da, poate și domnul Alexandru ne ajută. O, nu, fetelor, nu mă pricep eu la asta. Te rog, tata! Da, haideți, domnul Alexandru! Fetelor, nu insistați, am de lucru. Păcat, domnul Alexandru, ar fi fost foarte vesel. Fetelor, propun un concurs. Cine decorează cel mai bine odaia? Eu decorez odaia domnului Alexandru, dar voi decorați odaia voastră. Ce ziceți? Dar odaia Emei? Ce vă uitați așa la mine? Am zis că nu particip. Tata, te rog, hai tu decorează. Că dacă o să decorăm noi, Ema va zice că ne-a băgat nasul în odaia ei. Domnul Alexandru, ar fi foarte frumos să-i faceți o surpriză Emei. Puteți convinge pe oricine. Bine. Ura! Eu o să decorez odaia domnului Alexandru nuanțe albastre. Sper să iasă perfect și eu să câștig în acest concurs. Cu bandă dublu adezivă o să înclei această beteală în jurul la ambele oglinzi. O să fac rame din beteală. Eu cred că odaia noastră va fi cea mai colorată și noi vom câștiga. Aha, fetelor, visați! Eu o să câștig. O să decorez totul în nuanțe roz, cum îi place Emei. Да, Ема. Lucrez. Da. Sunt ocupat. Vorbim mai târziu. Da, Ема. Tu ești la odihnă? Odihnește-te, eu deja dorm. Care video? Să pornesc camera? Ce frumos, domnul Alexandru! Puteți să veniți să mă ajutați în odaia dumneavoastră! Da, gata, Ema, eu închid. Era Ema, scuzați că v-am deranjat, nu am știut. Puteți să mă ajutați o clipă? Domnul Alexandru, vă place? Vreau să instalez această ghirlandă și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Mi este frică să nu cad de pe acest scaun. Da, foarte frumos. Ce trebuie să fac? Să țin scaunul? Da. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be... Ai auzit? Ce s-a întâmplat? Instalam o ghirlandă. A, noi vedem. Bine, bine, nu vă încurcăm. Sara, am un plan. Da, să-l îndrăgostim pe tata în Ioana. Da, și avem doar 5 zile, cât nu este Ema. Scuzați, domnul Alexandru, nu am făcut-o intenționat. Stai liniștită, Ioana. Scuzați, domnișoara Ema, dar eu sunt bună și nu sunt hamal. O, ia priviți la ea! Cât de curajoasă s-a făcut! Lasă că mă întorc eu și zbori tu de aici ca mucii în băsmăluță!
Domnișoara Ema? Da. Și faci e? Gătește. O să se duce să gătească pentru domnul Alexandru. Dar eu să vin să fac curățenie în odaia lui. Ori deși, ori și să pregătește ea să facă. Ce frumos, domnul Alexandru! Puteți să veniți să mă ajutați în odaia dumneavoastră. Da, gata, Ema, eu închid. Nu înțeleg nimic. Mi-a închis? Cum putea să-mi închidă telefonul? Și ce mă rog e atât de frumos în odaia lui? Oare ce fac ei acolo? Deci, eu? Ei mă crede nebună? Eu sunt nebuna lor? Deci voi nu știți încă pe Ema! Lăsați că vă arăt eu vouă! Să îndrăgostim pe tata în Ioana! Da! Și avem doar 5 zile, cât nu este Ema! Sora, trezire! Lasă-mi încă un minut! Știi că avem doar 5 zile, nu avem timp de pierdut! Ce ai de gând să faci? Mergem! Să nu trezim pe Ioana! Trebuie să facem așa, ca noi să nu mergem la școală, dar tata la serviciu. Adică să ne prefacem că suntem bolnave? Nu, am eu o altă idee. Încuiem toate ușile și ascundem cheile. Fetelor, trezire la școală! Da, da, domnul Alexandru, ne trezim! Fetelor, trezire la școală! Haideți, haideți făcuța să nu întârziați! Haideți, fetelor, grăbiți-vă, tata vă așteaptă! Nu aveți unde vă grăbi! Nu găsiți cheile de la ușă! Dar tu, Ioana, ai avut cheie? Da, domnul Alexandru, am avut. Dar atunci când am plecat, le-am lăsat domnișoare Ema. Merg să sun la serviciu să zic că azi nu vin. Domnul Alexandru, sunați și la școală! Am sunat la școală, am anunțat că lipsiți. Eu merg să gătesc micul dejun, vă aștept jos. Tata va găti micul dejun? Fetelor, poate să mergem să-l ajutăm pe domnul Alexandru? Nu, Ioana, noi cu Sara. Vrem să te ajutăm pe tine. Pe mine cu ce? Stai aici, acuș o să vezi. Trebuie să-i alegem o rochie. Numai nu rochie a Emei. Ești interesantă, dar de unde să luăm altă rochie? Poate să o îmbrăcăm în rochia ta? Dar dacă află Ema, știi ce va fi? De unde o să afle dacă e plecată? Dar dacă Ioana află că noi am dat rochie a Emei? Dar noi o să-i spunem că e rochia mamei noastre. Nu știu, nu este frică. Ce zici de această rochie? Ciudat că Ema are așa rochii lungi. Da, e ciudat. Dar eu zic că merge. Merg să o chem pe Ioana. Ioana, vino! Fetelor, dar eu nu vreau
să intru în odaia Emei. Să nu uităm că aceasta a fost odaia mea. Așa este. Ioana, noi ai cu Sara, am decis să te facem frumoasă. Iese că eu, după părerea voastră, nu sunt tare frumoasă, da? Ești, dar mereu e loc de mai bine. Bine, m-ați convins, sunt de acord. Ce trebuie să fac? Trebuie să îmbraci această rochie. O, nu! E rochia Emei? Ba, nu! Care e rochia Emei? Nu este ieri. Da, e prea lungă pentru Ema și nu e roz. Dar de unde ați luat rochia? E rochia mamei noastre. E rochia doamnei Diana? Dacă domnul Alexandru mă va vedea în ea, sigur se va supăra. O, da, bărbații nu țin minte așa ceva. Bine m-ați convins. Cum vă pare, fetele? Mie îmi place foarte mult. Perfect. Acum coafura. Cât de mult îmi place, fetelor. Și acum machiajul. Ioana? Vă place domnul Alexandru? Fetele astăzi au hotărât să mă facă frumoasă. Au reușit de minune. Domnul Alexandru, foarte drăguț din partea dumneavoastră. N-am știut că puteți găti, dar aș fi putut eu găti micul dejun. Nu era o problemă. Cred că cineva s-a îndrăgostit. Da, e foarte sărat. Mereu am știut să gătesc, dar nu am avut timp pentru asta. Deja nu am răbdare să gust. Foarte gustos, domnul Alexandru. Ia să vedem cum gătește tata. De ce nu ați zis că e sărat? De altfel, cum era să gustați, domnul Alexandru? E foarte gustos. Domnul Alexandru, dar totuși cum o să ieșim noi din casă dacă nu avem cheie? O să așteptăm pe doamna Angela să ne descuie ușa. Dar doamna Angela va ieși la serviciu tocmai mâine. Înseamnă că o să așteptăm până mâine. Sara, ia vină să mă ajuți. Dar pomul nu-l decorăm. Sara, am zis vino. Nu înțelegi? Trebuie să-i lăsăm în doi. Am înțeles. Da, Ema? Da, sunt la serviciu. Sunt ocupat. Te sun mai târziu. Ioana, ce părere ai tu despre Ema? Ce părere pot avea eu, domnul Alexandru? Și nu cred că părerea mea contează. Dumneavoastră deja v-ați decis.
Pentru mine mult contează părerea ta. Emma pare a fi o fată... îndrăgostită de dumneavoastră. Asta cred că mult contează. Aș vrea ca fetele să prietenească cu ea cum prietenesc cu tine. Cred că totul va fi, domnul Alexandru. E nevoie de ceva timp. Fetele țin foarte mult la tine. Privește cum a planificat ziua de azi. În ce sens au planificat? Tu crezi că eu nu știu unde sunt cheile? Dar de mult nu le-am văzut așa fericite. Adică ele au organizat totul? Mm-hmm. Dar eu mă bucur. Și eu mă bucur. De mult nu am fost atât de fericiți. Cred că totul merge după plan. Fetelor, veniți să aprindem luminițele! Ce ziceți să privim un film cu toții împreună? Bună idee! Emma, mă bucur că te-ai întors. Oh, până la lacrimi, acuș o să plâng. Deci voi, așa cu toții frumoși, v-ați împodobit, v-ați așezat pe canapea și ați decis, haideți să o așteptăm pe Emma 5 zile. De unde ați știut că eu o să mă întorc acum? Noi azi am rămas blocați în casă și nu am putut descuia ușa. Oh, cât de comod! S-a blocat ușa și ei n-au putut ieși. De asta, ce să facem noi? Nu avem oricum ce face ca să ne facem cu afură, să ne împodobim și să petrecem timpul împreună. Vai, dar tu ești mai șmecheră decât m-am gândit. Dar tu, dragul meu, ai început să mă minți, da? Eu când te-am telefonat astăzi ai zis că ești la serviciu, dar văd că ai fost blocat în casă. Nu era cheia mea. Calmează-te, să-ți dau o cană cu apă. Poftim. Știam că dacă o să zic adevărul, o să fii geloasă. Și
Chiar nu ai pentru ce. Da? Atunci demonstrează! Mâine să facem nunta! Eu nu mai vreau să sufăr! Nu mai vreau să aștept! Eu te iubesc foarte mult! Și dacă mâine nu facem nunta, atunci eu o să plec! Te iubesc foarte mult! Dar mai bine plec decât sufăr atât! Și copiii aceștia iubesc ca pe copiii mei! Dar de ce ele nu mă iubesc pe mine? Au ales-o pe Ioana! Bine, mâine facem nunta. Bine, m-ai convins! Intră, liniștește-te. Cine a decorat odaia? Îți place? Asta e mâna ei, da? Iată deci despre ce vorbeai atunci când vorbeam cu tine la telefon. Domnul Alexandru, veniți în odaia dumneavoastră să vedeți cât de frumos este. Asta e? Da. Nici o femeie nu are treabă să intre în odaia bărbatului meu. Calmează-te, e doar Ioana. Greșești! O, da! Eu doar sunt oarbă! Și apropo, ea singură mi-a zis ce simte pentru tine! Ea ți-a zis? Da! Îți imaginezi? Ea mi-a zis! Îți imaginezi, da? Eu îmi place de domnul Alexandru! Merg în odaia mea să mă schimb! Decorat. Ți-am pregătit o surpriză. Ce drăguț, tu? Nu m-am așteptat. A fost destul de drăguț. Am crezut că Ioana. Dar pentru tine e foarte drăguț. Iartă-mă, dragul meu. Bine. Cred că trebuie să te odihnești. Fetelor, de ce m-ați mințit? Și nu mi-ați zis că aceasta este rochia Iemii? Noi ți-am vrut binele. Scuze-ne. Știu că mi-ați vrut binele și chiar nu mă supăr pe voi. Poate doar un pic. Iată că povestea a luat sfârșit. Merg să-i duc rochia Iemii. Intrați! Tu ești! Ce vrei? Emma, ți-am adus rochia. Nu am nevoie de ea! Nu o să port nimic după tine! Doar poate să-i dau foc! Apropo, mâine facem nunta cu Alexandru! Mă bucur pentru voi! Felicitări! Nu, nu, nu! Ia-o, pentru că nu vreau nici să pun mâna pe ea! Intrați!
Alexandru, scuzați-mă pentru deranj. Am vrut să vă spun ceva. Acum nu e timpul. Vorbim mai târziu. Bine, scuzați. Fetelor, mâine e nuntă. Ce? Cum? Domnul Alexandru, sunteți aici? Scuzați-mă, vă rog, pentru tot. Aș vrea să vă zic de ce am plecat data trecută. Vreau să vă spun ceva despre Emma. Dragul meu! Pot să vii? Vreau să discutăm unele momente ce țin de nuntă. Da, sigur. Scuze, Ioana. Cea mare! Astăzi o să devin soția lui Alexandru. Emma, vrei să fii soția mea? Stai să mă gândesc, dragul meu. Sigur, da! În sfârșit! Ioana, intrați cu fetele până la mine. Bine, domnișoara Emma, fetele se îmbracă și noi venim. Fetelor, eu am zis că voi dormiți. Haideți atunci, ne îmbrăcăm. Așa zi! E cea mai urâtă zi din viața noastră! Astăzi e o zi deosebită. Tatăl vostru se însoară. Domnișoara Emma a zis că după ce vă îmbrăcați, să intrăm la ea. Ce mai vrea? Drăguț! Să mergem! Frumoasă, Emma. Ce, nenorocoaselor? Cine a câștigat? Emma! Ca de obicei a câștigat! Eu astăzi m-am mărit cu tatăl vostru! Ați pierdut toate trei! Ce vrei? Noi ne dușim, draga mea. Serios? Ce veste bună! Merg să vă petrec! Parcă nu pot să cred că plecați așa, ușor. Plecăm, plecăm. Și tu, Ioana, nu ți-a mers. E mai mult mai
deșteaptă ca tine. Și voi, mucoaselor, să știți că după nuntă plecați ambele la orfelinat. Nu am nevoie de voi două. Ce ai zis? Dragul meu, ai înțeles totul greșit? Glumeam cu fetele, e doar o glumă. Cum aș putea face eu așa ceva? Am o inimă foarte mare și blândă. Nu e adevărat? Da, dar asta cum poți explica? Ce e asta? Nu înțeleg. De unde le ai? Este o prostie. Pleacă imediat din casa asta. Nu vreau să te văd. Dragul meu, e o greșeală. Ai înțeles totul greșit. Nu mă poți alunga. Eu foarte mult timp am pierdut pentru tine. Păi nu știi cine este Emma. Nu o să vă las niciodată în pace, să știți. Nenorociților, vă urez. Că niciodată nimeni nu m-a făcut așa de rușine ca voi. Tata, ce bine că în sfârșit ți-ai dat seama cine este Emma. Nu pot să cred că am fost atât de orb. Iertați-mă. Și tu, Ioana, iartă-mă. Domnul Alexandru, eu vă... Ioana, și eu te... Hai, pupați-vă odată! Dar noi așa frumoase, azi nunta nu va fi. Va fi. Ioana, vrei să fii soția mea? Da. I can't take no more. Yay! Am reușit! When you're sweet talking to me, now I'm talking sweet all by myself. Put your arms